Am promis colega noastră, Cristina Șeuleană, continuă să ne surprindă cu o nouă locuință spectaculoasă, luxoasă. Astăzi ne prezintă un penthouse superb de evaluat la 1,3 milioane de euro, aflat la etajele 25 și 26 ale unui bloc din capitală. Cred că după ce veți descoperi cum se vede Bucureștiul de pe terasa acestui apartament fabulos, veți înțelege mai bine vorba aceea, o priveliște de milioane. Priviți! Bine ați venit în casa mea, dragilor! Bine, nu este casa mea. Eu, de fapt, stau într-un apartament cu două camere de 45 de metri pătrați și fără balcon. Însă, pentru următoarele ore, acest penthouse, care se află pe două etaje, este casa mea. Sau cel puțin așa îmi imaginez. Așa să vă imaginați și voi. Haideți cu mine! Primul etaj are două dormitoare, fiecare dormitor cu baie și cu dressing. Mă gândeam că dacă aș locui aici, n-aș ști pe care dintre cele două dormitoare să-l aleg. Cred că totuși aș tinde către cel care are dușul cu priveliștea spre Delta Văcărești. Da, cred că da. Și mai are acest living impresionant cu bucătărie deschisă. Aici cu siguranță v-aș invita, dragilor, pentru o cină pe care n-aș găti-o eu, poate pentru o seară între prieteni, chiar și cu muzică, pentru că fiind la etajul 25, sigur nu deranjăm vecinii. Da, m-am gândit mai bine și acesta este dormitorul pe care eu l-aș alege dacă aș locui aici. Vă arăt și de ce. Haideți cu mine! Odată că îmi place cada asta la nebunie, întotdeauna am visat la o cadă de frumoasă și pentru că acest view sau această priveliște care este de milioane. Nici dormitorului acesteia nu i-aș spune nu, sincer, haideți să vedeți de ce. Are o baie aproape la fel de frumoasă ca și cealaltă, duș, cada la fel de spectaculoasă și multă lumină, foarte, foarte multă lumină. Aici are dressing. Patul este și mai mare. Cred că te odihnești foarte bine într-un astfel de pat. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult, hai Bogdan să-ți arăt, are și un șemineu electric, ce-i drept, dar imaginați-vă cum este în zilele de iarnă să dormi și să ai lumina de aici și căldura de aici. Frumos, nu? Și gătitul poate să devină o plăcere într-un astfel de penthouse, pentru că poți să gătești mult mai bine și mult mai gustos cu priveliștea asta. Este un apartament în cel mai înalt punct al Bucureștiului, etajul 25 și 26 dintr-un imobil din sectorul 4, dar are o vedere absolut excepțională. Apartamentul este de 570 de metri pătrați, din care 220 de metri pătrați are terasa. O suprafață vitrată foarte înaltă și atunci toată panorama Bucureștiului se vede din toate părțile, inclusiv din anumite băi. Spuneați că este cel mai înalt penthouse din București. Cel mai înalt penthouse din București. Așa, pentru că etajul 25-26. Ce s-au construit până acum? Deci, poate că alte proiecte mai sunt și sunt mai înalte, dar ăsta e cel mai înalt punct. Etajul are două dormitoare, fiecare cu baie și cu dressing. Etajul este unul deschis, lucru care îl face și mai elegant și bineînțeles că priveliște avem și la etaj. Aici avem un spațiu de lucru potrivit pentru cei care lucrează cel mai mult de acasă, dacă nu pentru cei care vin de la birou și vor să se relaxeze. Am tot vorbit de priveliște, pentru că n-ai cum să nu pomenești o astfel de priveliște. Vă reamintesc, suntem la etajul 25 plus 26, de data asta în dormitorul de la etajul 26 și n-ai cum să nu te bucuri de un dormitor cu o priveliște precum asta. Să dormi și să te trezești către așa ceva.
aici poluarea este foarte mică, adică gradul de poluare este foarte scăzut. În afară de asta avem view-ul, cum zicea, extraordinar. Iată că vedem parcul Văcărești, parcul Tineretului, cartierul Tineretului, Catedrala Mântuirii Neamului, Casa Poporului. Eu știu ce văd aici pe terasa asta, văd diminețile cu cafea bună. Dacă nu bate vânt aici, nici nu mai contează. Văd zilele bate călduroase stând așa în șezlong la relaxare, nu? Este excelent pentru plajă, pentru că nu te vede nimeni, este foarte clar, fiind punct înalt, nu ai vizibilitate de la vecini și atunci intimitatea este evidentă. Acesta a fost apartamentul pe care am ales să vi-l prezint astăzi. Sunt sigură că v-a plăcut. V-am pupat! Pa! Stați, am uitat că eu, de fapt, nu locuiesc aici. Cred cu voi.